Vă salut, băieți, în car vlogul de astăzi avem o mașină mai specială, mai exact un Tesla Model S de 772 de cai, 2,5 secunde 0-100. Aceasta este cheia, da, seamănă perfect cu o Tesla. Mașina a venit echipată cu anvelope de la Michelin, 265, 35 pe 21, avem pe spate niște jante imense, care arată foarte bine pe negru lucios. Așa arată din spate. Mașina încă nu a fost înmatriculată. Are numele roșii de Cluj. Puteți vedea aici Model S și pe 100D. Evacuările. Cred că de dedesubt. Mașina este puțin murdară. Am spălat-o și am dat puțin cu ceară. Am spălat-o la fise ca săracii. Și a rămas puțin urme. Dar da, asta este. Și așa vremea este destul de urâtă. Acum ce-a mai dispărut ceața, dar soare nu avem șanse. Haideți în mașină să vedem cum se conduce. Doar atingem. Și uitați ce frumos ies menele de la uși. Și se deschide și oglinda. Haideți să vedem și cum se conduce această peste de mașină. Full electrică, cu două motoare, unul în față, unul în spate. Mai punem cheia pe aici, undeva să mă pierdem. Așa arată instrumentarul de bord. Aici avem carbon pe bune, deci nu este făcătură, cum zice românul. Foarte de calitate interiorul. Avem scaunele cu ventilație. Avem și pe spate, la scaun, tot piele, deci nu este plastic. Aici avem modurile de condus, de accelerare. Avem modul chill, unde eu pot să o calci talpă, adică de oraș și foarte ok mașina. Sport un pic mai agresivă, Ludicrous aici deja pleacă sub 3 secunde și Ludicrous Plus, unde mașina trebuie așteptat până se încălzesc bateriile undeva la 50 de grade, din câte am înțeles, și după aceea poate să scoată 0-100 în chiar mai puțin de 2,5 secunde. Chiar în acest moment mașina își face un update din 2020, ultimul soft, unde am înțeles că o să crească puterea de la 772 de cai cât avem acum și undeva la 1000 Nm cuplu la 825 de cai și 1300 Nm. Și atunci o să scadă 0-100 undeva la 2,3 secunde. Deci și acum este foarte, foarte bine. Wow! Nu vine să cred cum poate să meargă această mașină, dar să mai scadă mai vreo 2-3 sutimi. Acum, practic, mașina este pornită. Dar nu... Deci când am deblocat-o, mașina este pornită. Decât că trebuie să călcăm frâna și să o punem în drive. Îi zice că nu avem centura. Da, să ne punem centura. Bun, era să uit. Punem în drive. Aprins fara automat și mașina deja pleacă. Am semnalizat că suntem cu Tesla, nu suntem în BMW. Dacă era un BMW, nu semnalizam. Glumesc. Semnalizez și cu BMW. Acum suntem pe modul chill. Dăm o talpă. Urcă ca un 530. Să zicem, pe modul chill. Mai avem 26% baterie. Nu știu dacă putem merge cu ea la puterea maximă. Am înțeles că când scade bateria, nu mai poate să dea toată puterea. De exemplu, când îl punem pe Ludicrous Plus, nu ne lasă pentru că zice că nu avem suficientă baterie. Așa că îl lăsăm doar pe Ludicrous. Și așa este foarte, foarte puternic. Oricum sub 3 secunde 0-100. Să facem imediat niște plecări de pe loc. Dar să ne întoarcem că în față este drumul cu noroi. Așa băgăm reverse. Practic, cei de la Tesla au luat multe de pe Mercedes. Nu este nicio problemă, dar am luat de pe Mercedes-ul din anii 2002, să zicem. La fel și butoanele de aici. Sunt de E-Class din 2002. La fel și sistemul de control al oglinzilor. Și oglinda retrovizoare.
Dar bun, dacă lăsăm astea la o parte, practic mașina raport tehnologie preț este cea mai bună de pe piață. Acum să vedem și cum se conduce și o să vorbim mai multe mai târziu. Haideți să facem o plecare de pe loc. Îl punem aici și volanul, modul sport, automat se întărește. Frânele modul standard, bun. Și haideți să facem un 0-100. Am trecut de 115. Hai de capul meu. Deci nu că te bag în scaun. Simți un nod în gât care vrea să urce și nu mai are unde. Bă, ești nebun la cap. Deci nu pot să cred. Mamă, e ceva extraordinar. Deci cum se simte? Și avem și doar 25% baterie. Sunt curios dacă o să o încarc la noapte și o să mai dăm o tură cu ea cu bateria full. Hai să frânăm până undeva la 25 de km la oră. Am înțeles că de aici pleacă și mai tare. 24 și talpă. Uai de capul meu, frate, dar cum să meargă așa? Mamă, cât îți rupe gâtul. Bă, deci s-o simți mai tare ca și plecarea de pe loc. Băi, am fugit un pic spatele, ai văzut? Aduce zâmbetul pe buze această mașină, oricât ai fi de hater împotriva mașinilor electrice. Nu vine să cred. Uitați ce cântăm cu spatele, când ne întoarcem. După cum am spus, avem camere 360 de grade. Mașina și se parchează singură. Probabil că dacă mai avem baterie o să vă și arăt mai târziu. Așa punem în modul drive. Suntem pe Ludicrus. Simplu, nu plus, că nu ne las, pentru că, după cum am spus, nu avem destul la baterie, mai avem undeva 24%, vedeți aici în colț. Și dăm o plecare. Yeah! Uai, frate, dar cum să merg așa? Bă, îți ridică sângele din picioare. Nu pot să cred. Ești pe bune, chiar nu mă prefac. Avem și frâne ca lumea, nu putem să zicem nimica. De fapt, nu ne mirăm că avem asemenea frâne. Așa, băgăm în reverse. Nu știu cât de bine vine pe tabletă, că toată este cu amprente. Și acum să mai dăm o plecare din la 25 la oră. Uai! Nu am nicio mână pe volan. Mașina ia virajele singură. Cât a zis aici? Mașina a fost fabricată la finalul anului 2018. Are o suspensie reglabilă pe înălțime, faruri cu LED automate, jante pe 21, interior piele perforată cu încălzire și ventilație, pachetul carbon interior-exterior, este autonomă, deci se conduce 100% singură, plus modul de a o chema la tine, dacă este parcat undeva în locuri strâmte și greu accesibile, o chem din aplicație și vine direct unde te afli. Mai avem 12 camere cu senzor ultrasonic care filmează din jur împrejur, sistem de sunet 8.1, care sună chiar foarte bine, dar cu cât dai drumul mai tare, gata, îți consumă și mai mult curent, normal. La fel și ventilația și încălzirea scaune. Tableta are o dimensiune de 17 inch. Mașina aceasta are decât două butoane, dacă le excludem pe cele de pe volan. În stânga avem avariile și în dreapta se deschide torpedoul.
rivalul direct al acestei mașini este Porsche Taycan, care are 3 motoare, nu ca și acest Tesla, 2 motoare, și este de 2 ori mai scump. Și Porsche, pentru orice soft modificare în plus care o aduce mașinilor, te costă. Dar Tesla o face gratis pentru clienții lor. Un lucru foarte bun din partea lor și respect pentru ei. E ciudat că nu se aude decât anvelopele pe asfalt. Atât. Cu un full de baterie, această mașină poate să parcurgă undeva la 600 de kilometri. Mașina de nouă, cu toate opționalele menționate, a costat undeva la 140.000 de euro. După 2 ani a cumpărat-o cu 80.000 de euro. Scrieți mai jos în comentarii dacă se merită să cumpere această mașină. Vă spun, este o mașină care le îmbina practic pe toate. Poți să o folosești zi de zi și pe oraș și în afara localității. Te poți da până la 100 la oră. Nu cred că are șanse cineva să te facă, doar că este modificată cine știe ce mașină sau ceva supercar foarte, foarte puternic. Dar raport preț, tehnologie, calitate, eu zic că merită banii. Mai ales că îți dă și statul 10.000 de euro dacă îți cumperi o mașină electrică. Această Tesla am primit-o de la cei de la Smart Drive din Cluj. Este prima mașină pusă la dispoziție publicului pentru drive test, ședință foto, închiriere și curse mai speciale. Le mulțumesc pentru am dat ocazia să conduc o asemenea mașină. O să vă las linkul mai jos în descriere și folosiți codul IONUTSTUC, o să primiți o reducere de 50%. Smart Drive este partener cu toate firmele de mobilitate urbană, Uber, Bolt și cu cele de livrat mâncare, Glovo și Bringo. Fie că ești din Oradea, Arad, Cluj, Timișoara, poți avea oricând un loc ca angajat în cadrul companiei Smart. Băieți, acesta a fost și car vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un dislike în caz că nu v-a plăcut. O să vă las mai jos în descriere toate linkurile de la Instagram, Facebook, Twitter. Vă puteți face o programare, să faceți și voi un drive test cu această superbă Tesla, foarte puternică. Nici nu vreau să mă gândesc cum o să meargă după ce o să fie instalat softul de 825 de cai și 1300 Nm. Sper să mai am ocazie să o mai conduc și după ce o să fie instalat softul. Aștept să scrieți mai jos în comentarii ce părere aveți despre această mașină. Voi v-ați cumpăra o Tesla, ați da pe ea 80.000 de euro după 2 ani. Băieți, nu uitați să îmi dați și mie un follow pe Instagram și un like pe Facebook. Și până data viitoare, numai bine v-am țucat. Pa, pa!